Hei, salutare, dragi prieteni, am revenit la Porumbel Show și în acest videoclip v-aș ruga de început să dați un like și să vă abonați la acest canal, să strângem și noi 1000 de abonați. Aici vă filmez porumbei, cum vedeți acolo în cadru, unii hrănesc pui, alții vreau să se calce. Deci, deja, cum auziți, porumbei au intrat în călduri, deja se calcă, se cuibăresc, caută cuiburi, strâng paie, le-am pus și paie, sper că se vede. Cum vezi acolo, acolo vreau să se calce, nu vrea să-i lase masculul ăla. Se calcă în boxe pentru că este foarte multă gălăgie aici și foarte mulți porumbei care nu-i lasă. Da, haideți să vă arăt și puii care sunt jos. Ăștia sunt puiuții. Sper că se văd. Puiuți foarte frumoși, uitați aici. Frumoși. Foarte mari. Imediat trebuie să-i înțărcăm, cum vedeți, puiul. Da. Mai am aici un pui care este uriaș. Hai să vi-l arăt. Uitați aici. Este deodată cu ăla, sunt frați, dar el așa a crescut mai mare. Ei au fost la fel tot timpul, cum vedeți, ăsta este mai mare ca ăsta la vârstă și sunt aproape la fel, dar ăsta așa a ieșit mai mare. Cum vedem acolo, din nou unul cu alb, frumos. Mai este unul aici, din nou așa bălțat, foarte frumos puiuții. Avem și închiși, cum vedeți, la culoare, solzați închiși, avem și solzați deschiși de toate culorile. Sunt de separat în jur de 17 pui, da, în afară de aceștia din cuiburi, mă refer. Uitați, aici sunt doi, trebuie inelați, noi am inelat, sunt destul de mărișori. Aici este un roșu, foarte, foarte frumos. Aici au ieșit astăzi doi puiuți din ouă, foarte, foarte micuți. Aici se pregătesc de cuib. Cum vedeți, le-am și făcut curat, sper că se vede. Le-am făcut curat în cuiburi. Am dezinfectat cuiburile tot, nu cu foc, pentru că sunt într-un atelier, deasupra atelierului, și jos este mult rumeguș și probabil să ia foc, așa că nu mă joc. Da, cum vedeți, hrănesc puii. Aici mai este un roșu. Cum vedeți, acum se trezește și el, uitați-l cât este de mare. Hai să-l iau afară, e și rău. Asta trebuie să-l pun imediat jos. Cum îl vedeți, este văr cu celălalt. Văr, nu știu cum să spun, sunt ceva neamuri între ei, veri, cred că veri. Foarte, foarte frumos puiuțul. Îl punem înapoi. Aici mai am pus unul sus pentru că are o problemă la un picior, o problemă foarte mică și nu prea poate călca. Și ca să-l hrănească l-am pus aici, să nu se întâmple ceva cu el. Aici avem două ouă și aici mai avem încă două ouă. Asta din nou este frate cu ăsta de sus care vi l-am arătat. Are două ouă aici, foarte, foarte rău. La fel ca maică-sa, uitați-o acolo, aia roșie, la fel, porumbe foarte răi, la cuib. Aici mai avem două ouă, care văd că nu prea are grijă de ele, cum trebuie, da. Deci cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Pa, pa!